Salut și bine ai venit să venim la Fabrica de Bani. Astăzi avem o nouă serie de dividende. Am primit o serie de dividende și am zis că de câte ori fac o schimbare pe canal sau se schimbă ceva pe contul meu, vă arăt. Înainte de a începe, nu uitați să dați subscribe la canal dacă n-ați făcut-o încă, undeva aici jos e butonul de subscribe, lângă el un clopoțel mic pe care dacă aveți bifa, veți fi notificat de câte ori postez un clip nou, iar la finalul acestui episod, bineînțeles, nu uitați să dați și un subscribe, un like la acest episod dacă v-a plăcut acest episod. Trecem și mai departe la Tradeville, ați văzut că o parte din investițiile sunt pe roșu, sunt ok cu asta, dar asta nu înseamnă că nu vin dividende de la aceste acțiuni. Iar dacă eu momentan nu am timp să mă ocup, să-mi optimizez portofoliu sau să fac lucruri trading sau chestii genul ăsta, da? Așa, le pun pe ecran, te vede clar în dreapta aici undeva 51 de lei, încet încet vin dividende, nu știam unde sau de exact de unde vin dividendele acestea, așa că m-am dus la activitate și m-am uitat frumos să văd de la cine sunt aceste dividende, pentru că nici eu nu le mai țin evidența. Am zis la un moment dat că o să pun într-un calendar ca să pot să fac chestia asta. Se vede aici așa foarte clar că este vorba de Sphera Franchise Group, da? Deci, practic, de la Sphera Franchise Group mi s-au mai venit niște dividende. Dividende destul de bune, să zic așa, 6% sau ceva de genul ăsta, având în vedere că eu n-am decât pe SFG, vedem undeva aici pe ecran, am undeva la 822 de lei băgați. Iar așa, apropo de chestia cu pierderile, vedeți că practic eu am cumpărat acțiuni de la Sphera Franchise Group și sunt pe pierdere cu 20%, da? Asta înseamnă că sunt cu 220 de lei pe pierdere. Din aceste 220 de lei pe pierdere, 55 de lei, 51 de lei s-au acoperit deja, da? Așa. Și probabil dacă mai crește un pic prețul acțiunilor, voi ajunge pe 0 chiar dacă aici pe ecran va apărea cu roșu sau va ajunge poate chiar pe plus. Oricum, mai sunt multe dividende de luat anul ăsta, sunt abia primele două, au venit aici, le vedeți pe ecran, primele două din România, ăsta de 42 și ăsta de 51, dar încă n-au venit dividendele la Electrica, la Banca Transilvania și la companii unde am sume mai mari de bani investite, da? Adică, uite, de Cote, iar n-a venit dividendul de la el, unde iarăși este o sumă mai mare și acolo vreau să acumulez și așa mai departe. Așa. Ceea ce am să vă arăt este că vin dividende și încep să vină, asta e perioada de dividende, să zic așa, mai, iunie, iulie, august, cam asta e perioada în care companiile românești plătesc dividende pentru acțiunile care le reții. Iarăși vedem că sunt foarte multe comentarii legate de faptul că, vedeți aici, totul e cu roșu. Din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă. Vreau să văd cum arată portofoliul meu la închiderea anului, da? Pentru că este important să văd cum arată lucrurile la închiderea anului și nu acum, pentru că unele companii mai cresc, altele mai scad, mai vin dividendele, se adunează acolo, mai acumulez și eu din investiții și atunci e important să văd cum va încheia anul. Mai e mult până atunci, se mai pot întâmpla multe și bune și rele, adică nu ne că s-ar putea ca dacă lucrurile degenerează prost în toamna asta, lucrurile se duc în jos și nu în sus, da? Este o perioadă foarte instabilă pe piață. Dacă anii trecuți erau facem profit și tot era foarte simplu, acum nu mai sunt lucrurile atât de simple. Dar niciun fel de problemă, adică știam că vin și vremuri de-astea și mi-am asumat de la început. Așa, dacă ne uităm un pic pe partea de investiții, vedeți că primul an am ieșit pe câștig, al doilea am ieșit pe pierdere din cauza unor greșeli de ale mele mai mult decât că se putea face profit uriaș în 2021. Vedem și 2022 cum va arăta. Momentan, da, sunt cu roșu toate investițiile, dar eu cred că am făcut niște investiții și niște alegeri bune și care pe termen lung îmi va aduce profit, da? Așa, ca să lămurim și aspectul acesta. Bun, ne întoarcem la partea cu Tradeville. Vreau să continui mai departe să iau anumite acțiuni. Vreau mai departe să văd cum reușesc să, cum să zic eu, să încresc portofoliu. Sunt în lucru la niște chestii. Am fost o perioadă în care a fost un pic ocupat și asta a fost și din cauza că, din păcate, sunt focusat pe investiția cu casa, sunt focusat pe partea asta și pe alte investiții.
Ați văzut că sunt vestile mele nu se rezumă doar la bursă și doar la cripto, se rezumă și la alte direcții și atunci cumva am fost ocupat de chestia asta. Am studiat ieri un pic mai bine și treaba cu acțiunile din US sau din alte țări și ce înseamnă anumiți termeni. Și o să fac un episod separat, un fel de continuare la episodul ăla lung de ieri, în care o să explic ce se întâmplă și ce înseamnă să fii, să deții acțiunile în America sau pe piața din pe bursa din New York, da? E un pic diferit, dar m-am înnămurit, mai ales că termenul este foarte, foarte dubios. Se numește că acțiunile sunt in the street name, da? În numele străzii. Când am auzit asta, prima oară am crezut că cel care mi-a explicat așa un pic, mi-a dat niște informații, a zis, uite, ia picătura de informații și mai mult informează și tu, Dragoș, pe net și caută și informează-te. Am crezut că faci mișto de mine. Cum adică acțiunile mele sunt in the street name? Sună foarte ciudat. Încă n-am aflat istoria și de unde s-a ajuns la acest termen. Un termen foarte dubios. Dar o să vă explic probabil într-un episod viitor, cred că cel de mâine sau de poimine, cum stă treaba. De asemenea, urmează să mai primez niște acțiuni gratuite la Trading 212. Aveți în descriere link-ul meu de afiliere, în care puteți primi și voi o acțiune gratuită. Nu uitați nici de ăla, pentru că și ăla e destul de important pentru cei care vor să facă primul pas. S-ar putea să fie în episodul de mâine, să mai arăt ce se mai întâmplă și pe acolo, dacă se schimbă ceva. Și cred că se schimbă. Am deja 2-3 episoade pregătite, da? Adică ideile sunt notate. Urmează să le filmez și să le pun aici pe canal, să le pun la dispoziție. Lucrăm cu noi și la canalul de YouTube, lucrăm cu noi și la blog, lucrăm cu noi la multe, multe lucruri. Și asta ne dă un pic peste cap, dar în principiu eu zic că asta e frumusețea veniturilor pasive și a investițiilor pe bursă, că nu trebuie să-mi bat capul de cu ele, pot să stau zile întregi fără să mă uit la portofoliu, ci văd că din când în când primesc dividende. Cred că ar fi fost frumos să-mi dea, sau poate n-am eu stare și nu știu, apropo de chestia asta, dacă știe cineva să-mi spună, cred că ar fi fost frumos ca atunci când primesc dividende să primesc și un e-mail de la Trayville să spună că vezi că ai primit niște dividende, să știu. Pentru că nu verific chiar în fiecare zi platforma. Și apropo, uite acum, uite, 30, nu, astăzi au venit dividendele astea, n-au venit de ieri. Mă gândeam că zic, poate au venit de o săptămână și o abar n-am. Așa, dar n-au venit, sunt astăzi venite, sunt proaspete. Mai urmează oricum să iau dividende și atunci, cumva, cred că pe totalul anului voi ieși pe plus. Eu așa sunt, eu sunt optimist și cred că voi ieși pe plus. Mi-am mai definit un pic strategiile de trading sau de investiții. Și deși spun mulți că sunt prea diversificat, culmea este că următorul pas pe care vreau să-l fac este să diversific și mai mult plaja de acțiuni, da? Avem iarăși, apropo de asta, de vineri parcă s-a întâmplat minunea și am trecut cu SNP-ul pe verde, dar acolo cum este investiția foarte mică, e un 2% pe plus, dar nu e niciun fel de problemă. Încet încet le trecem și pe alte pe verde, o să vedeți. O să vedeți și cum și de ce și când. Dar momentan eu zic că este super ok și sunt foarte împăcat cu portofoliul meu, deci n-am nicio problemă din punct de vedere al situației. Doar că situația este așa cum este și atunci cumva e mai dificil să fii și pe verde sau nu foarte dificil, cred că până la urmă. Da, bun, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că ți-a plăcut. În partea stângă aici vei avea și alte episoade mai vechi care sper să-ți placă și alea. Nu vreau să fac un episod lung de data asta. Nu uitați să dai like la acest episod dacă ți-a plăcut și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!